56 de kilograme, Mike Cioacă este primul finalist băcăuan după ce l-a învins în semifinale pe craioveanul Leonard Curti. La 60 de kilograme, Cătălin Sandu și-a asigurat participarea în ultimul act după ce l-a învins la puncte pe Alexandru Gheorghe de la CSM Ploiești. În limitele categoriei 64 de kilograme, Alexandru Cucireanu l-a învins pe Florentin Niculescu de la Farul Constanța. La 69 de kilograme, băcăuanii Orlando Chirvase și Irinel Olaru își vor disputa supremația în marea finală. La 81 de kilograme, Cătălin Paraschiveanu a trecut direct în finale după ce colegul său de la SCM, Alexandru Cristofor, s-a retras din motive medicale. La 91 de kilograme, Adrian Marc va avea viață grea în finală cu dinamovistul Cezar Juratoni. La super grea, Mihai Nistor și-a asigurat prezența în finală după ce, în penultimul act, un alt băcăuan, Ionuț Patriche, s-a retras. Nistor va boxa cu Marin Preda de la Petrolul Ploiești. Astfel, delegația condusă de Relu Auraș are asigurată 3 medalii de bronz, dar și una de argint. În finale se va stabili câte vor fi de aur.